Richie din Banane, membri. Motoc Ștefania, Marin Flavius, Stoian David, Bulgaru Gabriel. Liceul George Călinescu, Constanța. Profesor coordonator Olteanu Georgiana. Lider de echipă, Stoian Vlad. Mi-ai dat mie? E prima oară când primesc ceva ca prezentator. Mulțumesc foarte mult. Bun. 3, 2, 1. Start. Bună ziua, vă prezint proiectul nostru, Richie din Banane. Ideea îi aparține lui Gabriel Bulgaru. Unchiul său a produs această richie în urmă cu mulți ani și a avut un succes imens în rândul familiei și prietenilor. Firma noastră se numește Lider SRL și este constituită pe baza asocierii pe deplină încredere a 4 acționari, adică noi 4. În echipă avem pe Gabriel Bulgaru, manager, pe Ștefania Motoc, asistent manager, și pe Flavius Marin, director de achiziții, și pe mine, Stoian David, contabil. Atribuțiile sunt explicate în slide-ul ăsta, presupun că toți știu ce... așa. Noi, practic, fabricăm richia, pe care o vom distribui mai departe retailerilor, cum ar fi Mega Image, Kaufland, Fine Store, care o vor da mai departe clienților. Costurile lunare sunt estimate la 30.780 de lei, iar cele anuale la 366.939. Indicatorii economici. Estimând 6.000 de sticle vândute pe an, la un preț de 120 de lei pe bucată, avem cifra de afaceri de 720.000 de lei, cu un profit anual de 353.000 de lei, o rată a profitului la costurile totale de 96%, iar la raportată la cifra de afaceri, 49%. Alte cheltuieli, avem certificatele aferente, 90 de lei amândouă, accizele care vor fi 31.500 de lei pe an și TVA-ul care va fi 115.000 de lei pe an. Acesta este tabelul salarial, fiecare dintre noi va primi 3.000 de lei brut pe lună. Finanțarea este constituită din contribuția fiecărui asociat cu câte 2.500 de euro, în total 10.000 de euro capital social. Segmentul de piață ocupat este Dobrogea, Tulcea, Brăila și Galați, deoarece în această zonă se găsește o populație foarte largă de aromâni și proiectul nostru este făcut de aromâni pentru aromâni. Costul pe produs este de 37 de lei, prețul de vânzare este de 120 de lei, iar adausul comercial este de 323%, iar TVA-ul este de 19 lei pe bucată. Vârsta targetată: 30% persoane între 18 și 35 de ani, 50% între 35 și 59, 60 plus avem 16%. Strategie de comercializare, politică de distribuție cu ridicaza, intermediari și la comandă. Obiectivele de viitor sunt extinderea pe piața internă și externă. Modalitățile de promovare, avem social media, participarea în târguri și eveniment. Concluzii SWOT, avem punctele tari, originalitatea, punctele slabe, lipsa experienței, oportunitățile sunt la nivel internațional, iar una dintre aminte este concurența. Mulțumim, Richie din Banane, aplauze! Hai și balconul, vă rog! Așa! Bun! Invit juriu! Hai că vă întreb eu, că eu am adus produsele alcoolice de la LVMH în România, deci știu bine alcool. De ce n-ați făcut sticla asta mai related cu produsul, cu banane pe ea, cu chestii? Pentru că mi se pare ideea foarte mișto, dar n-ați, adică omul vede o sticlă de țuică ca orice țuică. De ce n-ați pus mai mult branding cu banane pe ea? Lipsa tipului. Dar așa trebuie să faceți și trebuie să, dacă reușiți, să faceți sticla aia cât mai banana-like, pentru că și marketingul poate fi dat într-un twist de ăsta foarte ca lumea despre banane, deci trebuie să... Ăsta e punctul vostru forte, știi? Și trebuie să-l folosiți. Pe viitor avem ca plan să facem sticla într-o formă de banană, rotunjită. Asta zi? De culoare galbenă preferabil și lichidul din interior să fie tot galben. Mai galben. Momentan a fost într-un buget destul de redus. Am înțeles. Și numărul 2, am văzut că aveți un contract cu Fine Store pentru 500 de sticle? Da. Bravo. Fine Store este unde trebuie să fiți. Numai că dacă vindeți pe Fine Store, trebuie să-i dați să arate mai luxury puțin, știi? Adică dacă faceți următoarea sticlă, să faceți și branding-ul și cum arată sticla, să le faceți mai spre lux.
ziceați că vindeți către români. E un lucru foarte bun pentru că e o comunitate foarte puternică, dar n-aș folosi în comunicare doar pentru români, pentru că la Fine Store, la Fine Store cumpărăm și noi și chiar vă felicit și ați putea să o dați într-un twist foarte amuzant în social media, pentru că aveți această țuică care e țuică a română, românească, e de-a noastră, și bananele care au fost tot timpul ceva foarte exotic pentru noi, ca și popor. Deci ați putea să faceți acest melanj între cele două și să aveți o comunicare foarte funny și mișto. Bravo! Mulțumim frumos! Și pe mine m-a surprins puțin chestia asta cu de la români pentru a români, pentru că nu înțeleg prea bine. A fost o mică greșeală acolo, o mică greșeluță a colegului, posibil și de la emoții să fi fost. Nu este chiar doar pentru a români, dar ne bazăm pe ei, da? Este ceva tradițional. Dar de ce? Iau alte gusturi? Sau, adică de ce vă bazați pe ei? Adică, nu știu, sunt obișnuiți cu gustul sau de ce pentru o anumită clientelă special? Asta n-am înțeles. Cel puțin la mine în familie și la prietenii din familie și rude este foarte apreciată, foarte consumată și cer tot timpul să se facă. Au o cerere față de unchiul meu care o produce. A, deci unchiul produce țuica. Și dintotdeauna a făcut țuică de banane? Nu dintotdeauna, nu face de mult timp, pe care e vreo 7 ani, dacă acolo cred... Bravo! Păi trebuie să folosiți asta în marketing, de la unchiul tău. E foarte emoțional și oamenii cumpără când ai o poveste de asta de familie, știi? Da. Să știi că eu sunt din Oltenia și beau aia la țuică, deci dați-ne și nouă, vă rugăm. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Urmează...